Bine ați revenit la întrebări. Avem de răspuns azi la o întrebare despre o riglă veche de pe care s-au șters atât diviziunile cât și numerele. Presupuneți că avem o riglă foarte veche din lemn care are exact 13 cm lungime de la un capăt la celălalt. Rigla veche arată așa cum vedeți aici. Vrem să trecem pe rigla veche din lemn, măsurând distanțele cu rigla de plastic, câteva diviziuni și distanțele corespunzătoare lor. Întrebarea este următoarea. Care este numărul minim de diviziuni pe care trebuie să le scriem pe ea și care sunt acelea pentru a putea măsura orice lungime de la 1 la 13 cm între două diviziuni ale riglei sau între capetele riglei și o diviziune? Când v-am pus această întrebare, știam că numărul minim de diviziuni de care avem nevoie este 4 și cunoșteam o singură soluție, și anume cea pe care o vedeți, 1, 2, 6 și 10. Să vedem cum putem măsura cu aceste 4 diviziuni toate lungimile de la 1 la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dar foarte curând, înainte de a apuca să mă gândesc la răspunsurile posibile, am primit două răspunsuri de la doamna Dana Vișoiu și domnul Dumitru Antonie, în care mi se arăta că soluția nu poate să fie unică, pentru că există o simetrie față de capetele riglei în legătură cu diviziunile pe care le trasăm. Adică fiecare soluție trebuie să aibă un simetric față de celălalt capăt al riglei. Și într-adevăr așa este. Dacă putem măsura distanțele de la capătul din stânga al riglei la o diviziune, le putem măsura la fel de bine și de la capătul din dreapta. Și pentru că rigla are 13 cm, simetricul unei diviziuni se poate calcula scăzând lungimea arătată de diviziune din 13. De pildă, pentru soluția pe care v-am arătat-o deja, avem soluția simetrică 13-1, 13-2, 13-6 și 13-10, adică în ordinea în care apar diviziunile pe riglă, 3, 7, 11 și 12. Să vedem cum putem măsura în acest caz toate distanțele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mai avem încă două soluții a câte 4 diviziuni, și anume 1, 4, 5, 11 cu simetricul 2, 8, 9, 12 și 2, 4, 7, 12 cu simetricul 1, 6, 9, 11. Dacă doriți, puteți verifica cele 4 soluții pentru toate lungimile posibile. Eu nu o voi mai face pentru a nu vă plictisi. Evident, pe care soluție o numim simetricul celeilalte este arbitrar. Răspunsul corect este deci că numărul minim necesar de diviziuni este 4, și există 6 soluții posibile, adică 6 seturi de diviziuni cu care putem măsura orice distanță de la 1 la 13 cm. Mai vreau să spun ceva, pentru cei care au timp și pasiunea necesară pentru astfel de probleme, propun o întrebare mai complicată, care se referă la posibilitatea de a generaliza problema, adică de a stabili pentru o anumită lungime dată care este numărul minim de diviziuni necesare și câte soluții există pentru fiecare lungime în parte. Acum să vedem cine a găsit răspunsul corect.
pus de multă vreme o întrebare aproape de logica pură, de ceea ce numim logică formală. De ce spun aproape? Pentru că această serie este despre logică aplicată, adică logica în care premisele se referă la ceva concret, iar găsirea soluției presupune și cunoștințe bazate pe ceea ce ne spun simțurile, experiența, aritmetica sau știința. Dar, după cum sper că ați observat, din când în când vă mai prezint și întrebări ale căror răspunsuri pot fi găsite folosind aproape doar logica. Așa va fi și întrebarea de azi. Există în această serie un videoclip, cel cu numărul 47, cu titlul Cuvântul Secret, care are unele asemănări cu cel de azi. Dacă nu l-ați văzut, poate v-ar ajuta să-l vedeți, găsiți linkul în descriere. Poate v-ar ajuta pentru că asemănările sunt mai mult legate de modul de desfășurare decât de logica găsirii răspunsului. Dar să trecem la întrebare. Profesorul de logică cheamă 3 elevi în fața clasei și le mânează câte un plic închis. Cred că nu veți fi total surprinși să aflați că pe cei 3 îi cheamă Ana, Bogdan și Cristina. Apoi le spune așa: în fiecare plic am pus o hârtie pe care am scris un număr întreg pozitiv. Singura informație pe care vă dau despre aceste numere este că suma lor este 14. Iar scopul exercițiului este să îi facem pe cei din bănci, pe cei din restul clasei, să afle ce număr aveți fiecare în plic. După ce vă veți uita în plic și veți vedea fiecare numărul pe care l-ați primit, veți putea să vorbiți, dacă credeți că puteți oferi o informație care să-i ajute pe colegii din bănci să afle ce număr aveți fiecare, iar exercițiul se termină atunci când unul dintre colegii din bănci știe care sunt numerele voastre, toate 3. Dar, atenție, trebuie să respectați următoarea regulă. N-aveți voie să dați vreo informație care să permită ea singură identificarea numărului pe care îl aveți. De pildă, n-aveți voie să spuneți suma numerelor voastre este, să zicem, 9, adresându-vă celorlalți 2, evident. Pentru că atunci am ști ce număr are cel care a făcut această afirmație. Să începem. Vă rog să vă uitați fiecare în plic. Cei 3 au deschis plicurile și fiecare a văzut ce număr are. După câtva timp, Ana le-a spus celorlalți 2: eu știu că numerele voastre sunt diferite, n-aveți același număr. Apoi Bogdan a spus: eu am știut acest lucru înainte ca Ana să vorbească. Cristina a spus: nu știu ce numere avem, există 2 soluții. Și Ana a mai vorbit odată: suma numerelor fetelor este mai mică decât numărul lui Bogdan. Și în acest moment, unul dintre elevii din bănci a spus: știu ce număr aveți fiecare. Voi știți? Succes pe săptămâna viitoare!